Mergem acasă la domnul Chirilă. Acolo colega mea, Mădălina Lambrinoc, se află cu domnul Chirilă. Sunt de ceva zile împreună, așa că, Mădălina, revenim la voi acolo, pentru că și tu vreau să intervii și să ne povestești, pentru că ai văzut viața domnului George Chirilă, și revenim la povestea asta cu familia. Doamna, domnul Chirilă, dacă ne auziți, doamna psiholog Zaharia spunea că are cazuri, atenție mare, exact ca ale dumneavoastră, de persoane care trăiesc la fel, doar că nu sunt publice și că nu vor să apară să vorbească, adică n-au același curaj ca dumneavoastră, nu? Da, da. Adică nu poți să... La fel bărbat care trăiește cu două surori și au copii împreună? Da, nu neapărat două surori, două femei în aceeași zonă sau case apropiate. Sau... Nu, dar aici e vorba și că sunt două surori. Da. Da, sunt și cazuri de acest gen, de aceasta. Acesta este singurul motiv pentru care nu am fost atât de siderată când am auzit de cazul dânsului. Încă ați avut astfel de pacienți la exact, dumneavoastră. Însă dânsul a avut, eu nu știu dacă să-l numesc curaj, pentru că vezi tu, Cătălin, aici da. Chestiile... Noi oamenii nu suntem monogami din naștere, da? Noi oamenii... placem și alte persoane, nu doar partenerul pe care l-am ales pentru tot restul vieții. Și atunci unii dintre noi, dacă au cu ce, stăpânesc carta manipulării, au o voință ieșită din comun și dorința de a avea mai multe relații în același timp cu mai mulți parteneri, se poate. Dar aici nu înseamnă ca noi să implementăm acest mod sociocultural de viață, pentru că părerea mea este că are și o mare degringoladă, adică am pierdut din noțiuni, din valori. Un echilibru, nu există niște valori, exact. Există niște reguli, niște lucruri exact. Pe care ne ghidăm. Din punctul de vedere, în momentul de față, aceste valori nu mai există. Eu nu pot să fiu de acord. Eu pot să vorbesc cu domnul Chirilă, ești avocată, nu? Da, dar nu vorbesc ca avocat, pentru că am stabilit că din punct de vedere juridic, dânsul nu încalcă nicio lege. Da. Dar din punct de vedere moral, eu ca mamă, ca femeie, nu aș putea să accept ca în secolul 21 în care ne aflăm, indiferent de gospodăria pe care o am, indiferent de oile pe care le cresc sau ce mai fac eu la moșie, să accept să locuiesc cu două surori, să fac 7 copii și să-i cresc 14 copii în total și să-i cresc ca pe niște frați. Pentru că nu Chirilă. Este... Poți să-l întrebi în direct cu noi, de acolo, de acasă, de la dumneavoastră. Aș putea să-l întreb eu pe domnul Chirilă. Domnul Chirilă, sunt psiholog Zaharia Crisna. Spuneți-mi, dacă din punctul dumneavoastră de vedere există egalitate între femeie și bărbat în relația de cuplu? Egalitate, da, în relația de cuplu, da. Din ce puncte de vedere? Dacă vorbim din privința de împlinire, da, este complet egalitate. Nu m-am referit la asta, cred că știți la ce m-am referit, da? Dacă la un moment dat una dintre fetițele dumneavoastră, îmi cer scuze că dau acest exemplu, dar suntem în situația în care putem să dăm exemple de acest gen. Dacă una dintre fetițele dumneavoastră va dori să aibă 2-3 soți, bine, 2-3 soți nu se poate din punct de vedere legal, dar să spunem că ar avea posibilitatea să conviețuiască cu 2-3 bărbați în același timp, în același... Nici într-un caz în cazul în care l-ați dat, pentru că nu, eu, regulă, cuvântul nu-mi place, dar oricum viața, dacă ar fi lumina noastră, viața, cu ce ar ajuta cursului vieții faptul ca o femeie să aibă mai mulți bărbați? Da, cu ce acesta... Stați puțin. De aceea v-am și întrebat dacă din punctul dumneavoastră de vedere există egalitate între femeie și bărbat. Că deja avem o disproporție aici, da? Deci femeile sunt limitate din punctul dumneavoastră de vedere ca și drepturi. Vreau să știu dacă au ceva de spus, dacă au posibilitatea în familie să-și expună punctul de vedere și acesta să-și fie respectat. Eu mă refer strict la cazul absolut. Dumneavoastră. Vă spun că nu s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de foarte multe ori, eu ascult atent părerea fiecăruia, căci acolo în spatele părerii este o cunoaștere și este și o putere. Eu ascult atent și dacă într-adevăr lucrurile acelea sunt întemeiate, îi dau curs. Bun, deci dumneavoastră nu sunteți de acord ca o femeie să aibă aceeași viață pe care aveți dumneavoastră, să trăiască cu mai mulți bărbați, dar în schimb vedeți posibil ca bărbații să trăiască cu mai multe femei. Pentru că viața care este lumina noastră nu câștigă nimic din faptul când o femeie are mai mulți bărbați. Dar ce câștigă dacă un bărbat are mai multe femei? Că vorbim tot despre reproducere, nu? Da, tot despre reproducere, despre păstrarea vieții pe pământ. Deci gândiți-vă, este egalitate în cazul când o femeie are mai mulți bărbați, cu același caz când un bărbat are mai multe femei? Vorbesc înspre viață, pentru producerea vieții.
Dumneavoastră spuneți că nu poate fi vorba de așa ceva. Și mulțit darul vieții pământ. Da, domnul Chirilă, vreau înainte de a vedea material... Deci asta nu, exemplul nu se potrivește. Bun, ziceți că nu se potrivește. Uite, am mai răspuns la o întrebare pentru mulți oameni. Mai am eu o întrebare înainte de a vedea cum a trăit Ionuț Iftimoaie weekendul acesta la fermă. Vreau să vă întreb, sunt foarte mulți oameni care zic, copiii dumneavoastră, cum o să trăiască mai departe? Ferească Dumnezeu, e posibil ca mâine, poi mâine să afli că, nu știu, intervine vreo relație de iubire și între ei? Nu este domnul de acolo, ați auzit? Nici, sunt nici oameni care întreabă, adică dacă ei stau acolo, doar acolo și ei văd cum văd în casă la dumneavoastră, credeți că se poate ajunge și la așa ceva? Ăsta este riscul cel mai mare. S-ar putea vreunul din băieții mei să aibă vreo mai multe femei, dar cazul celălalt, ca o femeie să meargă la mai mulți bărbați, sau mai știu eu ce, asta nu cred că este posibil. Da, dumneavoastră excludeți ca copiii între ei acolo... ei privind natura. Domnul privind Chirilă. Natura, ei nu pot să vadă regulile astea în natură. Deci, pentru noi, viața și iubirea sunt absolutul. Deci, și natura ne arată regulile vieții în felul ăsta în care le-am descris. Nu în celălalt fel, care... Na, este o posibilitate, nu o exclud, dar noi nu putem vedea lucrurile în felul ăsta. Cătălin, aș vrea să-l mai întreb ceva pe domnul Chirilă. Da, nu mi-ați răspuns, adică este imposibil de a vedea, pentru că asta spunea și Ionuț Iftimoaie, că ar fi teamă să vadă că frații între ei, Doamne ferește, ar deveni mai mult decât frați, ar deveni iubiți. Doamne ferește, și pe mine lucrul ăsta m-ar întrista, și deci lucrez înspre direcția asta ca să nu se întâmple așa ceva. Pentru că după aia va răspunde, păi așa ne-ai învățat, o iubesc, e iubire, și atunci ce poți să-i spui? Bun, haideți să vedem. Da, numai un pic, pentru că acum, da, imediat acum, domnul Chirilă, n-am apucat să vă întreb asta, da? Pentru că acum mi-ați dat această, mi-ați dat posibilitate să vă întreb asta. Spuneați că nu sunteți de acord ca o femeie să aibă mai mulți bărbați, dar sunteți de acord ca un bărbat să aibă mai multe femei, astfel încât să poată dea naștere la mai mulți copii, corect? La asta vă refereați? Cursul vieții să fie întărit. Bun, dar sunteți de acord ca un bărbat să aibă mai multe femei, dar să nu aibă copii? Nu. Deci această unire a bărbatului și a femeii, nu numai natalitatea s-are în vedere, dar este unul din factorii principali. Un bărbat și o femeie sunt împreună exact ca cursul vieții să-și continue pe pământ. Deci natalitatea este lucru important. Dar dacă bărbatul se îndrăgostește de două femei și este iubire absolută, aia pe care dumneavoastră denumiți absolută, da? Dar el, din punct de vedere fizic, nu poate să facă copii. Ce se întâmplă cu iubirea lui? Deci eu personal cunosc destul de multe remedii pentru vindecarea sterilității și sunt alții mult mai avansați în cunoașterea acestea. Deci trebuie să vină la dumneavoastră, deci, în cazul în care e ceva, să vină la dumneavoastră. Da, remedii naturale, nu fizice. Zicea de remedii naturiste acolo. Absolut. Da. Care chiar dacă nu ajută, nici nu or să strice. Înțelegeți? Sunt absolut naturale, chiar dacă nu ajută, nici nu or să strice.